Aproximativ 4.000 de miei urmează să fie sacrificați de Paștele Ortodox. Din păcate, anul acesta, centrele de sacrificare nu vor primi aviz de funcționare din cauza pandemiei. Ciobanii își vor putea vinde animalele direct din stână. Anul acesta va fi tot ca anul trecut. Aceste avize temporare de sacrificare pentru mie nu se vor acorda, datorită evoluției pandemiei de SARS-CoV-2. Și atunci de unde? Cum vor? Atunci miei vor fi sacrificați în abatoare autorizate sanitar veterinar și în județul Gorj există un astfel de abator. Iar fiecare crescător de animale își poate vinde animalul în viu de la stână către clienții pe care deja ei iau de ani de zile. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare susțin că ciobanii nu vor rămâne cu miei la stână. Ce nu se cumpără va merge la export. Oamenii sunt îngrijorați, dar au reușit întotdeauna să-și vândă. Știți era o oportunitate foarte bună pentru ei cu aceste centre, numai că, din păcate, asta este. Ca și cifra, așa, aveți idee ca câte animale urmează să fie sacrificate sau aveți... Păi, cam în anii trecuți, când erau aceste centre, în jur de 4.000 de capete se sacrificau. În județul Gorj există un singur abator de sacrificare, cel de la Drăguțești.